Jesucul nostru, cu contribuția noastră, cu participarea noastră, pentru că, să zicem, eu nu cred că noi, românii, nu suntem complici cu dezamăgirile noastre. După câte mi-aduc eu aminte, oricât i-am înjurat pe americani, dacă îi înjură pe americani, eu mărturisesc că, ca să nu las o impresie greșită, consideram anti-americanismul ca o ostilitate globală, o inepție, pentru că nu-l confund pe Bush cu Whitman. America înseamnă și Poe, înseamnă și Whitman, și nu mă poate obliga nimeni să pun semnul egalității între Bush și America. Deci, ziceam, suntem complici cu dezamăgirile noastre, chiar cu acuzațiile pe care noi le aducem, mă rog, existenței pe care o trăim, pentru că, după câte mi-aduc eu aminte, și nu cred că mi-aduc aminte rău, nici în 90, nici în 92, nici în 96, nici în 2000, nici în 2004, n-au votat nici americani, nici rușii, nici alții. Parcă românii au votat tot ceea ce ne pare nou inadmisibil în acești 16 ani. Vă mărturisesc și cu asta termin despre ultima sală a muzeului. Cum făcea Eugeniu Dors, mă gândesc că nu prea e în avantajul nostru nici tendința noastră, există două clișee în România. Un clișeu este acela de a se bate cu pomul în piept, de a zice nimeni nu e mai grozav ca noi și toți ne vor rău și din pricina altora o ducem cum o ducem, și alții care trăiesc numai înjurând tot ce e românesc, tot ce e autohton, tot ce e specific. Îmi aduc aminte că un navigator florentin care l-a însoțit pe Magellan în prima lui călătorie în jurul lumii, atunci când a ajuns în Patagonia, a pus o oglindă în fața unui băștinaș. Iar băștinașul în cauză s-a îngrozit de propria lui imagine și a luat la fugă. Eu mă tem că noi românii, vreau să spun, nu știm să ne uităm în oglindă decât ori adulându-ne, ori scuipându-ne. Ar trebui să învățăm să ne uităm în oglindă critic. Altfel spus, să înțelegem și defectele ale noastre, că suntem realmente desigur neserioși. Nu cred că mai există un alt neam atât de dornic, atât de capabil să pună un grătar cu mititei pe orice golgotă. Nu cred că
mai sunt multe popoare care pot extrage un banc din orice nenorocire, din orice tragedie. Poate ar trebui să învățăm să ne examinăm un pic și caracter. Heraclit zicea că destinul este propriul nostru caracter. Eu bănuiesc că acest adevăr poate fi extins eventual și la nivelul popoare. Cu alte cuvinte, avem și vom avea destinul propriul nostru caracter, dacă nu vom ști să și influențăm cumva acest caracter. Dacă nu, scapă și în parte. Să meciu Steaua. Domnule Pare, la temul știți ce a spus la întâlnirea la... Da, știu. Urmează, sper, un bombardament de întrebări. Vă rog. Dragoste cu seara este numele meu și am făcut o afirmație după care vreau să pun întrebarea. Afirmația sună în felul următor. Mă regăsesc mult din pesimismul dumneavoastră și consider că este perfect justificat. Drept pentru care criticile care vi se aduc dumneavoastră că sunteți prea pesimist, trebuie să fie aduse și celor care se regăsesc în pesimismul acesta. Și fac o mică paranteză. Pe domnul Iceanu îl acuză aceiași oameni că este neimplicat. Pe domnul Pleșu că lasă lucrurile și e foarte înțelegător, pe domnul Dinescu îl acuză că e foarte poet și expansiv și așa mai departe. De fapt, sunt acuzați exact oamenii care critică. Și cred că aici este una din probleme. Și pun următoarea întrebare, ca să fiu scurt. Am înțeles neobarbarii că vin din cetate. Și practic, am înțeles că este o luptă. Întotdeauna există luptă. Mai de mult, barbarii erau la porțile cetății. Cei din cetate se luptau spiritual. Se vadă ce sex au îngerii. Uneori, alteori respingeau dușmanul. Dar, acum, barbarii fiind născându-se în cetate, ce se va întâmpla? E clar că scapă cine poate. Dar, există o luptă în cetate sau există o evacuare a cetății. Și dacă există evacuarea cetății, a celorlalți, spre ce ne îndreptăm? Practic sunt două întrebări. Vă mulțumesc. Cum să fac? Să răspund pe loc sau pe loc răspunde? Spre ce ne îndreptăm? Nu știu ce e dracu ne învățăm. Aș putea să vă dau un răspuns, ca să zic așa, oportunist, zicând că sper ne învățăm spre ceva care să fie cât de cât acceptat. Dar eu aș vrea să spun doar atât. Că dacă există astăzi o categorie foarte primejdioasă în România, aceasta este categoria optimiștilor. Aceștia sunt un real pericol, cred eu, pentru România. Pentru că ei folosesc speranța ca un drog.
ca un anestezic.